Înseamnă și doi este scris, folosește să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău prea înalte, să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta. Cu instrumentul, cu 10 coarde și cu alăuta, în sunetele ape, cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, și cât de adânc sunt gândurile Tale, lăudat să fie Domnul. În orice moment al vieții, al zilei sau al nopții, dacă vrem, vom găsi și motivele și resursele necesare să-L lăudăm, să fie în veci. Amin. Fiind o slujbă de binecuvântare, să vă binecuvânteze Domnul pe toți. Amin. Și pe mici și pe mari, să fiți binecuvântați cu tot ce aveți nevoie. Amin. Spune uneori, când salut pe frate, să vă dea Domnul și ce n-aș cerut. Că n-apucăm noi să cerem toate și ba chiar e scris că nici nu știm cum să ne rugăm și ne dă mai mult decât cerim sau gândim noi, binecuvântat să fie. O să vreau mai întâi să le spun ceva la copii, unde sunt aici în față, pe sală, pe la balcon. Am observat că pe copilașul la binecuvântare îl cheamă Luca Daniel și așa că o să vă spun ceva despre Daniel din Biblie. Ați auzit voi de el, da? Da. Ajuns în Babilon, așa, cum era, știu eu, cum aș fi voi pe acolo. Și se spune câte ceva din viața lui până la bătrânețe, când a fost în groapa cu lei. În cartea ce-i poartă numele scrie aici, în versetul 3, că împăratul a dat poruncă să-i ducă din Israel niște copii de neam mare, fie că erau părinții boieri, fie că erau din casa regală, a mai mult trebuia să fie frumoși, deștepți, le-au fi pus ceva întrebări, un chestionar, ca să vadă dacă e vin de ageră, dacă sunt pricepuți și urma să fie școliți, să învețe limba și ce aveau ei acolo de însușit, timp de 3 ani. Acum nu știu voi dacă sunteți mulțumiți din ce familie sunteți și cum arătați. Am întâlnit eu pe un nepoțel, avea vreo 9 ani și i-am spus că e frumos și a zis, eu nu sunt frumos. Și a zis, de ce nu ești frumos? Că așa a zis fratele meu că nu ești frumos. Era o minciună, chiar era frumos. Să știți că și voi sunteți frumoși, toți că sunteți după chipul lui Dumnezeu și sunteți și voi de neam împărătești și de viță boierească, pentru că și părinții voștri sunt prinți ai Domnului, ai Cerului. Păi chiar că mi se potrivește scrierea de aici, sunteți, repet, și de neam bun și frumoși. Să fiți mulțumiți de felul cum arătați, sau fetele, cum sunt mai mari, eu nu sunt mulțumite și se mai duc la așa de saloane din frumusețare. Am impresia că numai se urățesc mai tare, se simonosesc. Doar scrie Biblie că Solomon, oricât a încercat să se îmbrace, tot n-a egalat florile de pe câmp, când totdeauna naturalul bate artificialul. Să mulțumim Domnului și ceilalți care am mai trecut în vârstă, că nu mai suntem noi tineri, dar slavă Domnului că vom mai întineri odată numai să fim pocăiți. Amin. 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 Să mulțumim Domnului de cum suntem. Cum spune o vorbă înțeleaptă, zice, bucură-te, chiar dacă tu cobori dealul, alții, de la sub deal. Mulțumim Domnului pentru toată purtarea de grijă pentru trupul nostru până în ziua aceasta. Amin. Amin. Copii, ceva mai interesant aici scrie că acolo, la școală, trebuia să participe la ceva mese speciale cu anumite mâncăruri, cu vin și cu ceva închinare, că așa se întâmpla atunci. Și n-au vrut să participe. Și-au cerut să mănânce separat verdețul cum era la ei, la evrei. În vremea noastră, la școală, știți că sunt fel și fel de sărbări și de mese, așa e? Și părinții m-au spus uneori că nu e bine să participați la toate, așa e? Da, dacă n-ar fi părinții și ați fi voi singuri că ăștia aici ce ați face, v-ați duce sau nu v-ați duce, dacă n-ar ști mama? Nu. Noi aveți copii pocăiți, mă. Și pentru ăștia mai mari și la fel de valabil.
La noi în comună părinții noștri au fost primii pocăiți. Eram singurul pocăit în școală. Și eu știam că pocăiții sunt altfel. Prin harul Domnului am învățat bine, am luat bine în fiecare an și când era sfârșitul anului mergeam la Cămilul Cultural să ne dea cărțile, prin. Aia îmi plăcea, mă duceam dimineață, luam cărțile, că îmi plăcea să citesc. Și de îndată ce termina cu premierea și începea programul artistic, cu cântări, cu dansuri, eu plecam acasă. Alți părinți cu copiii nu veneau de la premiere, că nu toți luau premiul. Veneau numai pe când începea programul artistic. Și așa se făcea că eu mergeam pe vale în sus și ceilalți veneau pe vale în jos. Și auzeam pe părinți zicând, până el nu stă la sărbare. Și auzeam colegii spunând, nu, că doar știi că e pocăit. Și am crescut cu ideea asta în cap, că eu sunt și trebuie să fiu altfel decât ceilalți. Copiii, fiți voi ca Daniel și ceilalți și nu vă uniți la orice cu toți ceilalți. Acum, distracțiile sunt tare multe și au fost dintotdeauna, dar parcă se mulțesc. Că e ziua onomastică a lucru tare, că e sărbarea lucru tare, că e nu știu ce distracție, că numai puțin, că numai un dans, că numai știu eu ce activitate artistică sau cu... Eram la Torino acum, în noiembrie, și povestea un frate că învățătoare a spus la un copil, cum ar ora de matematică, trebuie să facem aici niște imagini cu Halloween, știți, sărbarea aia de toamnă, drăcească. Și copilul n-a vrut să deseneze ce a arătat doamna. Și a spus, trebuie să desenezi? Și l-a spus, nu. Un băiat deștept, așa ca Daniel, și așa, că asta nu e în cartea de matematică. Și i-a zis, dar părinții nu te lasă? Că îi chem la școală dacă nu te lasă. În alte țări știți că regulile sunt mai stricte. Dar băiatul ăsta deștept a zis, nu părinții, eu știu că nu e așa, din minciună. Și n-am avut ce să-i facă învățătoarea. Copilul s-a hotărât el. Așa că, dragi copii, ia gândiți-vă voi, nu doar că zice tata și mama, că Daniel n-a fost cu tata și cu mama. Ei s-a hotărât la ce bine participăm, la ce rău, nu participăm. Dumnezeu să vă ajute, amin? Și în al treilea rând, așa să-i prind eu și pe ăștia mai mari puțin, scrie aici că când au terminat școala, Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință, pricepere, pentru tot felul de scrieri. Și în tot ce îi întreba împăratul, erau mai înțelepți decât ceilalți de 10 ori. Și-au dus-o bine, mai apoi împăratul a avut un vis, știți, copii, l-a uitat. Și Daniel, zice în capitolul 2, versetul 17, s-a dus și a spus despre lucrul și tovarășilor săi, Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeu celor pentru această taină. Dumnezeu le-a dat ce-au cerut, le-a dat și înțelepciune la școală, le-a descoperit și visul. Voi vă rugați, aveți experiență așa, să vă rugați. Și Dumnezeu să vă ascundă. Îmi povestea o familie, în Londra, că venind înspre țară, un băiat s-a jucat cu telefonul și să fie și el deștept, a schimbat parola la telefon la tata. Și a uitat-o. Și acum nu mai puteau să intre în telefon. Și tata s-a spus, băi băiete, dar eu am nevoie de telefon, că am acolo date de la firmă, de la șantier. Și copilul și-a uitat parola. Și când venea de la serviciu, a spunea, băiete, ți-ai amintit parola? Nu, tata. Într-o seară zice băiatul mamei, auzi, nu mai suport să-mi spună tata în fiecare zi, dă-mi parola. Eu nu mai știu. Am să mă rog la Domnul Iisus, nu se poate, Domnul Iisus să nu știe parola, el știe toată. Zice copilul în cameră, se roagă, Doamne, te rog să-mi spui parola, că tata toată ziua mă bate la cap. La a doua dimineața când se scoală, merge la mama și zice, știu parola. M-am rugat, dar stat în telefon, aia a fost. Și spunea la toți, m-am rugat la Domnul să-mi spună parola. Și de acum nu am telefonul și cu parola. Nu știu
ce doriți, aveți voi. Eu am citit, să vă mai dau un exemplu din Rusia. Acolo s-a dus niște surori, cum ar fi la voi, și au făcut studiu cu copiii. Jumătate de an. La urmă, i-a pus întrebări și cu premiu. Au invitat și părinții și la unul la premiu a ieșit un casetofon, altul o bicicletă și mama asturia la care a ieșit bicicleta a strigat, este Dumnezeu! Și a întrebat la urmă, de ce spui că este Dumnezeu? Zice, fiindcă băiatul meu într-una s-a rugat, lui să-i cadă la cadou bicicletă. Înseamnă că Domnul l-a ascultat. Faceți și noi probă. Și rugați-vă ca Dumnezeu să vă asculte și dacă nu vă ascultă, sigur, mai adunați pe trei. Și Daniela, mai rugat încă pe trei. Hai, rugați-i și voi împreună cu mine, da? Bun, să nu uităm. Să mulțumim lui Dumnezeu cum arătați, da? Dumnezeu v-a dat sănătate și viață. Doi. Să nu vă uniți cu cei din lume la toate lucrurile, să fiți separați, vă sunteți pocăiți. Și trei, în tot ce aveți nevoie să vă rugați Domnului, că El vă poate da lumină, înțelepciune și ajutor în toate. Amin? Amin. Doamne ajută. Amin.